Sindicaliștii din învățământ au făcut astăzi timp de 2 ore o grevă de avertisment, fiind nemulțumiți de subfinanțarea sistemului și de neaplicarea legii salarizării. Acestea însă nu sunt singurele probleme, ținând cont și de perioada pandemică ce o traversăm, care a făcut ca în destule situații cursurile să se țină online. Paul Rusu, președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar din județul Hunedoara, și-a exprimat nemulțumirea în calitate de profesor de desele schimbări ale sistemului de funcționare a școlilor. N-aș vrea să vorbim în numele sindicatelor, hai să vorbim în numele profesorilor. Este o totală nebuloasă de ce schimbăm regulile odată la lună sau odată la 3 luni, venim cu alți indicatori. E greu să te adaptezi dacă nu e ceva cu bătaie lungă și să știi cum funcționezi. În momentul de față s-au schimbat săptămâna trecută normativele, indicatorii privind funcționarea noastră online sau față în față. În județul Hunedoara, majoritatea școlilor în momentul de față funcționează față în față. Majoritatea sunt, au apărut deja și cazuri în care s-a trecut online, dar marea majoritate sunt față în față. În opinia lui Paul Rusu, aceste dese schimbări nu fac bine nici elevilor și nici profesorilor. În plus, liderul sindical a subliniat și lipsa condițiilor tehnice din unele școli, recunoscând totodată că și profesorii au trebuit să se adapteze din mers la sistemul online, unul în care calitatea actului didactic este scăzut. Ce înseamnă această bulversare continuă și pentru profesori, dar mai ales pentru copii? Pierderea continuității, pierderea motivației, lipsa calității, greutăți în asimilarea cunoștințelor. Oricum e pandemie și s-a insistat mult și noi am fost de acord că școala se face față în față. E greu să faci școală online, pe de o parte, pentru că e totul și cu totul alt sistem, nu-l vezi pe copil, e greu să gestionezi lucrurile în momentul când nu-l ai în fața ta și nu-i vezi și limbajul non-verbal. Pe de o parte, pe de altă parte ne lipsesc și condițiile tehnice, tablete, laptopuri și așa mai departe, acces la internet peste tot. Și în al treilea rând, nici noi ca profesori nu am fost pregătiți, nu aveam cum să fim pregătiți pentru așa ceva și atunci ne-am adaptat din mers. Liderul Sindicatului Învățământului Preuniversitar a continuat cu această radiografie sumbră a învățământului, valabilă nu doar pentru județul Hunedoara, ci în întreaga țară. Paul Rusu a menționat, printre altele, pregătirea precară a unor dascăli, implicarea uneori exagerată a elevilor și părinților în luarea unor decizii într-un domeniu în care aceștia nu sunt de specialitate și, nu în ultimul rând, refuzul responsabililor ministeriali de a discuta cu profesorii despre problemele existente în teritoriu. Nu doar în județul Hunedoara. E o primă problemă, dacă vreți, care ține de bucătăria noastră internă, este de pregătirea profesorilor, de pregătirea primară care se face în universități. Și terminăm la polul opus cu această mentalitate care este defavorabilă școlii, că suntem cetățeni europeni și avem drepturi, dar uităm că avem în primul rând obligații. Și aici mă refer la elevi, la părinți, în primul rând, care sunt consultați și trebuie să fie consultați, dar există o limită pentru că nu sunt specialiști și atunci când se trag concluzii, când se iau decizii, cred că ar trebui să le tragă specialiștii. Și aici vă spun, legat și revin la greva noastră, săptămâna trecută premierul s-a întâlnit cu asociațiile de elevi, dar cu reprezentanții profesorilor încă nu s-a întâlnit. Unele au mai fost multe despre situația din sistemul de educație puteți afla urmărind pe canalul YouTube al postului de televiziune 1TV Deva emisiunea La Subiect, în care a fost invitat profesorul Paul Rusu, președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar din județul Hunedoara. Sună prost.